Se așterne primăvara peste câmpuri, peste plai. A trecut 1 de mai, pentru că astăzi, bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, astăzi suntem decât într-o zi, decât de 2 mai, de după aia din 1 și după un weekend prelungit și după grătare, după mici, după, mă rog, ce a vrut fiecare dintre dumneavoastră, plimbări și așa mai departe, viață, familie. Tot ce și-a propus fiecare în parte, probabil că a ieșit. Am început săptămâna decât cu muncă de marți. Noi am fost și ieri dimineață și am povestit cu dumneavoastră. Nu ne împiedică nimic să povestim și dimineața asta. Despre ce om vedea? Om vedea de dimineață 8 grade cu plus, evident, ce să-mi luna mai totuși, da? Deci am avut-o din soare de aia meilor undeva pe la... Da, numai, gata, s-a terminat. Adică 8 grade cu plus de dimineață, frumos soare, soare va fi și pe parcursul zilei de astăzi și nu numai astăzi, și mâine, poi mâine, până pe weekend așa, vom avea soare, temperaturi bune, dacă astăzi maxima ajunge undeva pe la 22-23 de grade, minima pe undeva pe la 9 grade, vom avea în toată perioada următoare, în toate zilele următoare, miercuri, joi, vineri, temperaturi foarte bune, vor mai apărea pe aici, pe acolo, poate pe weekend, ceva precipitații. Dar despre asta povestim la momentul potrivit. Acum însă ne pregătim de ce ne facem noi de dimineață. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața, bine v-am regăsit. Cald frumos, așa s-a anunțat, da, așa, da, un val de căldură, da, pentru astăzi. E ceva de... Ceva frumos, adică foarte, de-aia nu mi-am luat... Frumos. Cu șoșonii fără ciorapi, cu de-alea... O vreme tinerească, da, nu? Da, da. 2 mai, ziua tineretului, sigur deja că ceva, da, sigur că da. Ne-am adaptat un picuț. Deci nici nu mai pot să scoți capul, ca să mă exprim așa, de atâtea sărbători. De la muncitori, tineri, urmează ziua presei pe 4, da? Ne alintăm și noi un pic. Deja chef, deja... Luna mai asta plină de luna mai. Tot felul de evenimente, nici nu mai știi, cu atâtea semnificații. Am înțeles că urmează vizite importante, nu? Mâine vine președintele României la Suceava, pe 14 prea fericitul Daniel ajunge la Putna. Deci tot felul de evenimente. Luna mai o lună plină, adică primăvara asta debutată în forță, această lună. Da, 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 cu o forță foarte mare vine luna mai peste noi. Nu știu cum cine o face, cum ne am descurca. Cum o face față? Da, cum o face față? Deci anumai azi, noi mâine, puteam să spunem ieri, numai mâine, nu-i poi mâine. Și vom vedea ce se va întâmpla. Cert e că agenda președintelui e una foarte fix, să spunem așa, și foarte încărcată, pentru că va veni la Suceava, se va întâlni cu aleșii locali, va avea o întâlnire de lucru despre clusterul Suceava-Botoșani și probabil se va întâmpla la aeroport, din ce informații avem noi. Acolo se va întâmpla, se va discuta despre acest cluster. Întâlnirea cu aleșii locali probabil va avea loc în municipiul Suceava. Vor mai fi așa treceri pe la, am înțeles, Dragomirna, pe la Voroneț, sper să nu greșesc, nu știu, așa, din ce mi-aduc aminte. Bănuiesc că Muzeul, Cetatea de Scaun și, să nu uităm, Spitalul Județean Suceava vor fi oarecum ținte ale vizitei pe care o face în județul Suceava președintele Klaus Werner Iohannis, mâine, adică pe data de 3 mai. O zi frumoasă și mâine, o zi cu soare. Mâine va putea președintele să beneficieze ocular, așa, să-și facă spălăturile oculare în Bucovina, motivat, spuneam, și de vreme. În rest, poate cine știe, după așteptăm, pentru că de regulă atunci când vine președintele se vorbește, se povestește, mai povestește și el și poate într-un fel sau altul viața în județul Suceava prin prisma, nu știu, a proiectelor, a infrastructurii rutiere, poate se mai animă. Bun, cine știe? Eu am înțeles că județul Suceava este primul dintr-un turneu. Șir dintr-un turneu pe care președintele îl va face prin țară. Este o vizită care, în primul rând, înțeleg că își propune să se familiarizeze cu administrația, ce se întâmplă în administrația locală și oportunitățile de... pentru investitori, să spunem, ale județului. Așa cum am mai spus și ieri, este a doua vizită a președintelui României într-un interval destul de scurt la Suceava. Prima dată a fost la gazda a fost Universitatea din Suceava, atunci când s-a întâlnit cu președintele Republicii Moldova. De această și cu, dată, și cu pietrele. Nu el, da, jurnaliștii. Bun. Tot aceeași perioadă. Da, de această dată
este oaspetele Sucevei. Întâlnirea este adresată în mod evident celor din Suceava. Vom vedea cu ce subiecte vine președintele, ce propunere are pentru Suceava, ce își dorește de fapt să afle de la Suceava și de la cei care conduc administrativ județul și municipiul Suceava. Dar speranța noastră este că nimic, ca nimic să nu fie întâmplător, în sensul că poate odată cu această vizită sau această vizită să fie doar deschiderea porților spre investiții în județ, investiții de care Suceava are nevoie în această perioadă și nu numai Suceava are nevoie de investiții, dar un plus de credibilitate oferit de președintele țării nu strică în orice demers. De altfel, aminteam că imediat după vizita de la Universitatea din Suceava a președintelui țării, numele universității găzduite de Suceava a apărut în majoritatea discursurilor pe care le-a ținut președintele în străinătate cu referire la un act educativ, să spunem, performant. Universitatea din Suceava fiind prezentată de către președintele României în acest top al performanței în învățământ, să spunem. Ei, nu știu, vom vedea. Prea multe lucruri nu se știu, decât știu tot ceea ce vorbim noi și au scris ziarele pleacă de la purtătorul de cuvânt al președinției, care a dat un comunicat la un moment dat pe această temă, un comunicat larg, care cuprinde majoritatea, știu eu, subiectelor pe care le-ar putea aborda orice personalitate ar veni în Suceava. Nu avem nimic în concret ca să ne putem lămuri. Nu știm despre ce tip de investiții dorește sau ce tip de pregătire a localităților pentru investitori dorește președintele să afle sau să urmărească în această vizită. Știm că atât în Suceava cât și în județ sunt tot felul de investiții, unele dintre ele ale unor grupuri care, știu eu, extrem de importante pentru economia României. Unele dintre ele sunt și cunoscute de președinție. Și, da, ar fi interesant dacă din această zonă, să spunem, apare interesul pentru Suceava și pentru județul Suceava. Să nu uităm că și Suceava are tot felul de propuneri de sprijin, să spunem așa, această zonă a prelucrării lemnului, să spunem, a bioenergiei, a energiei verzi și așa mai departe, pot fi teme care la un moment dat să fie discutate inclusiv cu președintele României. Repet, nu știm exact care sunt subiectele ce vor fi abordate, putem specula astăzi, dar mâine vom fi lămuriți, ne vom fi lămurit cu privire la scopul vizitei președintelui României. Clar, și aici. Atunci avem și de discutat, vom povesti ce anume a fost, de ce a fost și cum a fost vizita, ce s-a întâmplat de fapt pe parcursul vizitei. Sunt lucruri interesante și de așteptat. Vorbim totuși de vizita un demnitar de rang înalt, e vorba chiar de cel mai, să spunem, dintre cei mai președintele României. Așa cum spunea Florin, își începe periplul prin județul Suceava, aici la Suceava, periplul prin țară, pardon, pleacă de la Suceava, aici începe. Se speculează tot felul de lucruri, am văzut colegii noștri, speculează tot felul de lucruri, că începe, că de fapt campania, că 2019 și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, nu putem discuta în termenii ăștia. Până la urmă discutăm despre președintele României, care poate și chiar mai mult decât atât. Știi, dacă pleca în străinătate, de ce pleacă? Acum, dacă pleacă în țară și vizită, face vizite oficiale până la urmă în județe, iarăși trebuie să-i găsim un motiv pentru a pleca. Asta așa se întâmplă. Dacă n-am fi așa, probabil că n-am fi noi. O altă vizită, spuneam, pe 14 se anunță. Se discută acolo despre Sfinții Putneni, nu cam așa ceva, dar sper să nu greșesc că prefericitul Daniel va fi acolo și va fi acolo să participe la slujba de canonizare, nu? Deci, va oficia Sfânta Liturghie Patriarhul Daniel, prefericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. E vorba de viețile Sfântului Iacob Putneanu și ale cuvioșilor Sila, Paisie și Nathan,
care au fost întrețesute în viața duhovnicească de la Putna. Mi-a plăcut la un moment dat și poate așa această poveste a lui Iacob Putneanul poate să fie interesantă și poate să fie așa de căpătâi pentru mulți din cei din zona politică și nu numai. Poate îi dă, cine știe, și patriarhului ceva gânduri. Spune despre mitropolitul Iacob că a intrat în conflict direct cu unii dintre conducătorii politici din acei ani și a renunțat, e vorba de anul de grație 1760, a renunțat la scaunul de mitropolit, la scaunul mitropolitan și a spus așa: și-au luat ziua bună de la Domn și la toți boierii pământului, zicându-le: iată că m-am lepădat și de mitropolie și de cinste de toate acestei lumi și toate ale acestei lumi, numai focul jurământului să nu le iau în cap și în suflet și socotiți că suntem musafirii acestei lumi și în cea lume avem a trăi și a răspunde de toate faptele noastre. Fiți sănătoși. Cam asta a fost ceea ce a spus în 1760 deja ex sau unul dintre mitropoliții României, e vorba de Iacob Putneanul, canonizat. E așa de căpătâi, poate de citit, spuneam eu, pentru foarte mulți din cei care astăzi decid în ceea ce privește viața și sufletele noastre. Zic eu că ar fi de căpătâi așa și poate ne mai uităm un picuț și facem un picuț de analiză, ne mai uităm în oglindă, nu? Dacă tot vorbim de ce ar trebui să se întâmple și cum ar trebui să se întâmple. Rămânem în zona Rădăuți Florin pentru că acolo văd la capitolul eveniment, dacă acum în 2016 discutam cine este number one, cine este number one și ce își dorește number one de Rădăuți, vorbeam atunci de Aurel Olărean, de Oli. Astăzi vorbim tot despre el, pentru că avem o știre, deja e una mai veche așa știrea, pentru că se discută, e o decizie pe care au luat-o cei de la Mișcarea Populară de a-l exclude din acest partid pe fostul primar al Rădăuțului, Aurel Olărean, consilier local PMP în Consiliul Local al Municipiului Rădăuți. Bun. Decizia a fost luată de Organizația Județeană la propunerea organizației locale, da? În prezența... Da? Deci da. Organizația locală a decis că Olărean nu mai... se ridică la nivelul exigențelor organizației locale și au propus excluderea dumnealui. Organizația județeană și a condus vremelnic, am înțeles acum, de un Tomac sau ceva. Da, de genul. Da, nu-i Tolo, To. Așa, Tomac. Adică nu-i Tolontan, în serios, adică e Tomac, ca să înțelegem. A fost de acord cu propunerea venită de la Rădăuci, cu un singur vot împotrivă și o abținere, au votat pentru excluderea din partid de domnului Olărean. Că am văzut că printre motive a fost că nu luptă împotriva PSD-ului și face cu sau ceva de genul ăsta cu PSD-ul acum, în Consiliul Local. Acum, știți, cum e viața, da? Da, asta este. Nu, dar interesant, ajut, știi? Numărasem la un moment dat în săptămânalul, au fost ani în care din 50 de ediții dintr-un an, în jur de 30 am avut subiecte negative la adresa lui Olărean. Deci, el era atunci primar în funcție, oferea subiecte de acest tip. Era și firesc într-un fel. Da, și așa mă aduce viața încât să acum la televizor... Să fiu avocatul lui Olărean. Să fiu avocatul lui, să iau apărarea lui Olărean pentru că Dumnezeu mă iertă, da, Olărean are multe păcate. Pe unele le plătește, pe altele le va plăti dacă le va avea de plătit aici. Nu știu, nu-i treaba mea. Dar să vii tu, organizație locală a PMP-ului, care exiști pentru că Olărean și încă o te-a familie făcut. V-au făcut oameni și v-au adus în Consiliul Local să vorbești despre faptul că nu s-a implicat în alegerile locale și în alegerile parlamentare unde avea interes direct să fie ales parlamentar, mi se pare la limita ridicolului, ca să nu spun că intrăm într-o zonă patologică deja. Da, relația dintre PMP și Olărean întotdeauna a fost una specială. Cum? Întotdeauna relațiile dintre Olărean și partidele din care a făcut parte au fost speciale. Okay. Da, pentru că domnul Olărean are un profil aparte de politician. De altfel, cei care i-au urmărit activitatea îl cunosc și știu despre ce vorbesc. Repet,
PMP a ajuns în Consiliul Local Rădăuți pentru că Aurel Loran, fostul primar de atunci, și familia Mitric, pentru că despre asta este vorba, s-au implicat în campania electorală și au reușit să treacă pragul electoral de 5% și să intre doi consilieri. Actualul președinte, cel care propune excluderea, respectiv fostul viceprimar interimar, domnul Nicolau, și domnul Lărean. Să spunem, reprezentantul familiei Mitric este pe locul 3 și în eventualitatea în care, să spunem, planul de eliminare din Consiliul Local al Lărean va reuși, ar urma să se intre domnul Emanuel Mitric în Consiliul Local. Mie mi se pare o naivitate din partea tuturor, și celor de la Rădăuți și a celor de la Suceava, să vii cu un astfel de subiect când discuți despre Olărean. Da? Și colegii, cei care își închipuie că prin demersul lor Olărean a fost dat afară din Consiliul Local, sunt naivi sau nu înțeleg exact toate mecanismele pe care politica sau legislația din România le permite. Nu există statutar. Statutar, nu, niciun statut, niciunui partid nu poți da afară pe cineva că s-a implicat mai mult sau mai puțin în campanie. Sau pentru că a plecat în croazieră. Sau pentru că a plecat în croazieră, cum am mai spus. Sau că a venit la jumătatea ședinței de Consiliu, da. Și sau că n-a spus ce ai fi vrut tu să spună în Consiliul Local. Deci nu există aceste motive, nici într-un statut. Asta ce înseamnă? Că de la primul termen, sau la câte termene își va dori Olărean să aibă într-un proces cu PMP-ul, în final, Olărean, din punctul meu de vedere, are absolut toate șansele să întoarcă această decizie. Poate nu întâmplător, este momentul ales de PMP. Este extrem de interesant, mai degrabă, acest aspect. De ce PMP-ul acum, și nu după alegerile locale sau după alegerile parlamentare, acum vine cu această propunere? Că Olărean a fost un răzvrătit și că lui Olărean nu-i poate spune nimeni ce să spună în Consiliul Local, este evident pentru cei care îl cunosc. Sau niciodată în viața lui domnul Nicolau, oricât de mare politician va ajunge, nu-i va putea spune vreodată lui Olărean ce să spună. Corect. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt clare. Clare, da. Nu-l cunosc pe domnul Tomac, dar nu cred că nici Tomac se poate ridica la, din acest punct de vedere, la nivelul lui Olărean, ca să-i spună lui Olărean ce să spună în Consiliul Local sau ce să facă Olărean la Rădăuți. Cu atât mai puțin Popovici, care mai degrabă a sesizat o oportunitate în atragerea lui Olărean. Dar dacă așa s-ar pune problema, probabil și Nicolau ar trebui să aibă postul periclitat, pentru că și Nicolau, din ce știu eu, la un moment dat, nu a bătut palma privind, sau PMP a bătut palma privind trocurile ce trebuiau făcute în Consiliul Local vis-a-vis de voturi, de alegerea viceprimarului și așa mai departe. Și de anume, de anumite consilii de administrație în care, cu onor parte, face parte acest domn Nicolau, nu? Acum, nu suntem avocații, dar dacă a spus, dacă e să măsurăm totuși, nu, să măsurăm cu același metru, știi? Sigur că da, nu? De asta și spun, dar am ajuns în situația în care să fiu avocatul domnului Loran. Domnul Loran nu are nevoie nici de avocat, nici de mine, ca să să-l apăr în situații de genul ăsta. Dar pentru că suntem în situația să comentăm întâmplarea, nu pot, oricât știu eu, aș fi tentat la un moment dat, nu pot să nu observ aceste anomalii din punctul meu de vedere. Momentul, spuneam. Momentul când apare? După ce domnul Olărean a câștigat definitiv un război juridic important care a creat stres în această zonă, într-un proces în care a fost acuzat de abuz în serviciu și în prima instanță fusese condamnat cu suspendare. Definitiv a scăpat, să spunem, de acest proces, a fost achitat. Domnul Olărean nu mai are emoții cu privire la acest dosar. De altfel, și momentul croazierei apare la scurt timp după încheierea acestui dosar. Și nu știu, probabil cei de la PMP s-așteptau la vreo vizită din partea domnului Olărean sau să nu meargă în croazieră ca să, nu știu care era relația, cum e cu cotizațiile, ca să mă exprim așa, pe la partid. Partidele încasează tot felul de cotizații. Sigur, nu și-o fi plătit domnul Olărean cotizația și a plecat în croazieră? Nu i-a luat și pe ei în croazieră? Ce ar fi trebuit să facă domnul Olărean dacă ați băgat croaziera în această ecuație, da? Am văzut că era foarte supărat domnul Nicolau că a plecat Olărean în croazieră în timp ce era cercetat de cei de la Rădăuți. Oameni buni, hai să, da? Omul pleacă pe banii lui unde vrea el. Nu, unde practic că vrea mușchii lui. Da, nu cere voie de la partid ca să plece în croazieră. Da, din punctul meu de vedere, această excludere nu va fi operabilă niciodată.
Olărean în felul ăsta nu va pleca din Consiliul Local, nu există nicio variantă. În momentul în care Olărean dă în judecată partidul, Consiliul Local nu mai poate să-l... să-i valideze, vacanteze locul, ceva de genul ăsta, nu? Așa, da, ceva de genul ăsta. Și în aceste condiții lucrurile sunt clare, adică rămân așa cum au fost. Nu, dacă ar fi vrut domnul Olărean să plece, pleca el de la început, nu aștepta să fie rugat de domnul Tom Mac sau de domnul Nicolau să plece din partid. Ca să nu mai spun, de toți știi, un Valerian Vreme venind de la București, unul care n-a reușit să confirme nici la alegerile. La cine asta? Un tip care a fost ministrul al comunicațiilor, care n-a reușit să confirme niciodată și care a venit la Bacău, de la Oneș, mai exact. Da. Politic, nimic, știi, dar își dă cu părerea vis-a-vis de alții. Nu că e singurul, că mai sunt din ăștia, cel puțin unul la Suceava, mai cunosc și eu, din cei care au condus PMP-ul. Cert e că PMP-ul este într-o zonă în care depinde exclusiv de Nea Traian. Un Nea Traian, adică vorbim de fostul președinte Traian Băsescu, un Traian Băsescu care a luat-o un pic pe arătură și pe care nu-l mai recunoști, un Traian Băsescu care deja s-a făcut scut în fața tot ceea ce înseamnă relație proastă cu legea, de la oricare deja el e scut, e bătă, în condițiile în care el era mai pe vremuri vârful de lance, să spunem așa, acum este, a făcut pact cu infractorii, inclusiv cu Dragnea, dacă e de crezut, că dacă spun infractori, pentru că acolo lucrurile sunt dovedite, sunt clare. Un Traian Băsescu care ușor, ușor va duce, se pleacă el în derizoriu, a ajuns deja în derizoriu și mai mult decât atât va duce și partidul pe care l-a creat, e vorba de acest PMP, această mișcare populară, care trăiește încă doar prin prisma lui Nea Traian, probabil în perioada următoare, eu știu, așa ușor, ușor va dispărea, se va risipi așa. Nu e singura excludere, pentru că de acolo pleacă un consilier local de la Milișăuți. De ce? Probabil că pe același considerent al luptei cu, pe care o face sau nu acel consilier local și care bănuiesc că este unicul la PMP, că nu este și al doilea. La Milișăuți vorbesc că nu duce o luptă cu Hidra de acolo, Hidra Roșie sau eu știu care altă hidră. Greu de spus, cert e că așa se întâmplă când habar n-ai, când ești un habarnist în ceea ce privește politica, faci lucruri care te duc mai jos decât ești și mai în derizoriu decât puteai vreodată să crezi că poți ajunge, știi? Bun, la Rădăuți lucrurile sunt clare, cel puțin la nivel de Consiliul Local. Domnul Nicolau, președintele PMP, face parte din grupul susținătorilor PSD, a primarilor de Rădăuți de acolo. Răsplata, din punctul meu de vedere, și-a primit-o în sensul că face parte dintr-un consiliu de administrație important în județ și... Olărean nu știu să fie vreun consiliu de administrație. Nu știu dacă nu face cumva parte din două consilii de administrație. Nicolau nu știu, dar vă spun sigur că Olărean nu e niciunul. Olărean nu e niciunul, dar la Nicolau mi se pare că sunt două, unul la Rădăuți și unul la Suceava. Așa, din ce știu eu. De asemenea, susținătorii domnului Mihalescu, nou președinte de la PNL Rădăuți, la fel, altfel domnul Mihalescu în declarația de așa a spus că vrea să asigure liniștea în Consiliul Local Rădăuți. Asta e o declarație la fel de sprijinirea a primarului PSD de acolo. Au mai rămas cei doi de la Valde, domnul Carcalete și domnul Boliacu, și cu Aurel Olărean în Consiliul Local. Care Uniunea se mai pentru Rădăuți, clar, nu se discute acolo de așa ceva. Depinde de subiecte, din coaliția, să spunem, de guvernare. Și-a asumat-o de la început această coaliție locală, de guvernare. Și am ajuns iarăși la acel paradox, da, Olărean și Boleacu să fie de aceeași parte a baricadei, în opoziție cu ce se întâmplă la primărie. Da? Unul a fost primar, unul a fost director din primărie. Asta e frumusețea pe care viața, da. Ca să vezi unde te duce viața, știi, și cum poți dintr-o dată să... Habar n-ai, știi, de aia se spune că în politică să nu spui niciodată. În politică, mai ales, orice se poate, e pur si move, știi? Deci și totuși se mișcă în politică, adică nu poți să știi niciodată cu cine ajungi partener și cu cine trebuie să te pupi, așa că trebuie să lași ușile oarecum deschise, știi? Dacă ar fi să ne amintim de anumite momente din politica rădăuțeană, să spunem, de acum 8 ani, când se înființa un EPR-ul, ar fi interesant să-și amintească niște domni din Rădăuți cam cine a sprijinit. Atunci era președinte la un EPR, domnul Nicolau.
dar poate ar fi interesant de reamintit așa cam cine îl sprijinea atunci ca să facă organizația de la Rădăuți. Și un pic de campanie, când se scoată un consilier pe domnul Andronache, e adevărat, nu a fost el. El a fost candidat de primar, nu a fost candidat de primar, a fost al doilea, da. Pe listă, n-a ieșit al doilea, domnul Nicolau. Da, e așa, pentru amintiri. E interesant de știut. De știut cine îl sprijinea în perioada aia ca să și-l vedea ca un tânăr de mare perspectivă în politică. Uite că a agafat-o. Da. Cel care l-a sprijinit a agafat pentru că tânărul de mare perspectivă astăzi se ocupă de dat la rădăcină. La publicitate, dragii mei, și ne reîntoarcem pentru că e momentul potrivit. Revenim.